Businessul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Da Reghin TV, Reghinul în direct. Incursiunea în sensibil e un subiect puțin așa mai deosebit, dar cu siguranță la finalul emisiunii veți fi lămuriți de ce am ales acest titlu pentru această emisiune. Pentru că invitatul meu este jurnalistul Robert Matei. Mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și normal, fiind un om sensibil, ocupându-se de o latură sensibilă, eu știu, în presa locală, foarte des prezentă femeia ca atare, chipul acesteia. El are foarte multe preocupări. Pe parcursul emisiunii vom vorbi și despre acestea. Stările unei femei în decursul anului, cele mai frumoase femei. Deci are un cult așa pentru femei și e și normal să avem cu toții, de fapt. Pentru noi, femeia reprezintă ceva cu totul și cu totul deosebit. Robert, haideți să o luăm așa. Tu ai scos reghinul nostru, da? Bun. Partea sensibilă din reghinul nostru. Sunt prezente foarte multe fete drăguțe, femei, cu realizări, deci e ok. Haide puțin să îmbrăcăm așa. De ce privești lucrurile din acest punct de vedere? Sincer să fiu, eu am vrut să încep altfel, dar o să-ți răspund la întrebare și după aceea o să... Corect, corect. Spun, de fapt, cum am vrut eu să încep despre reghinul nostru. Incursiune în sensibil... Da, poate fi o legătură subtilă între revista noastră și subiectele care apar și tema despre care vorbim astăzi. În primul rând, cred că pentru că în Reghin s-a cam diluat misoginismul și spun asta pentru simplu fapt sau cel mai vizibil fapt că avem o femeie care conduce destinul acestui oraș, pentru că avem femei care conduc fundații aici în Reghin. Avem femei de afaceri care sunt unele chiar în top 300, pentru că avem femei care au cariere, să zicem, impresionante și, de ce nu, chiar și câte o mamă eroină, să zicem așa. Da, se poate, se poate. Și așa. Dacă tot vorbim și de fetele mai tinere, unele care chiar au reușit să aibă să-și facă o carieră din frumusețe și mă refer la câteva domnișoare din orașul nostru care au o carieră în domeniul modelingului sau... Dar și care, sincer, ne bucură pe noi. Încă o dată, avem femei frumoase, româncele sunt frumoase. Avem. Da, subscriem amândoi, da? Și se confirmă acest lucru. Avem reghinence frumoase, ceea ce e foarte bine și e bine că și prin reghinul nostru ele sunt puse în lumină. Da, este adevărat. Bun, și acum haideți să revenim la reghinul nostru așa cum doreai tu să începi. Da, sincer, cred că ca să înțeleagă telespectatorii că nu a fost nimic regizat. Nu, absolut. Mă gândeam că poate prima întrebare a ta este cum s-a născut reghinul nostru și atunci formulasem cât de cât o întrebare. Da, deci n-a fost regizat și nu a fost prima întrebare, dar totuși, cum s-a născut reghinul nostru? Haide ca să intrăm pe făgașul acesta. Oricum, a trecut cam un an, da? Există de un an. Avem un an de zile deja bătut în bătătorii, să zicem așa.
Deci eu consider că principalul brand al Reginului este memoria culturală a acestui oraș, care este cuprins între normele de valori ale comunității, să zicem așa. Și aici mă refer la tot. Că vorbim de arhitectura orașului, că vorbim de școli, că vorbim de diversitatea multiculturală și interculturală a acestui municipiu. Și slavă Domnului, cu toții care ne-am născut aici și cunoaștem cât de cât istoria acestei urbe, nu putem să contestăm că avem cu ce să ne lăudăm. Și cred că de aici s-a născut această idee, la un moment dat, de a se face, îndrăznesc să spun, prima revistă a municipiului, deci care să trateze doar municipiul. Nu este un ziar județean, nu este o revistă județeană sau națională, este o revistă reghineană. A noastră, a reghinerilor. Da, de asta se și numește Reghinul nostru. Și se dorește să fie o revistă de înaltă ținută, de atitudine civică, ceea ce sper să reușim. Bineînțeles, ne străduim să evoluăm de la număr la număr. Sigur, totul este în mișcare, bineînțeles. Aspirațiile de dinainte de a apare primul număr ți s-au confirmat sau eu știu, s-au ajustat, s-au rearanjat pe alte, eu știu, cred în altă zonă? Cred că, acum eu vorbesc din punctul de vedere al editorului șef. Exact, și eu, la asta mă refer. Niște directori. Da. Dar mă refer din punctul meu de vedere, dacă aș pune într-o balanță, să zicem, ce mi-am dorit și ce a ieșit rezultatul, acum, rezultatul, da? Până acum, cred că suntem undeva la 70%, eu mă raportez la mine acum, la 75% din ce mi-am propus, pentru că unele lucruri sunt mai grele decât îți poți imagina. Da. Și te mai lovesc de anumite obstacole, de anumite mentalități, de concurență, și nici asta n-ar fi o problemă dacă ar fi totdeauna loială, știi? Ei bine, dacă ar fi totul loială, am trăit într-o societate în care, da, știi, în care da, și nu e cazul, nu e cazul la noi. Bun, subiectele acum, pentru că am văzut, sunt foarte diverse, variate, bun, sunt ușor de în primul rând să ți le găsești, să te gândești la niște subiecte sau să vă gândiți la niște subiecte anume care ar interesa reghinenii și pe care voi le puteți trata? Da, normal, ca în orice meserie, nu totdeauna este ușor, dar cum am spus, noi nu am încercat să reinventăm brandurile, am încercat să uneori să le aducem în actualitate, pentru că vezi tu cum e, de multe ori cunoaștem că avem în jurul nostru oameni de valoare sau firme care ne fac cinste acestui oraș, dar de multe ori le știm așa, știi, superficial, la suprafață. Nu știm amănunte foarte, știu eu, intime, să zicem, despre o firmă, despre afaceri și în momentul chiar și despre care, persoana, sau despre diferite persoane care le cunoaștem că sunt persoane publice, dar nu știm, să zicem, poate multe amănunte care, cum să zic, poate uneori te pot stimula și pe tine și pe mine și pe un ascultător sau un cititor, în cazul meu, să, nu știu, să crească stima de sine, să îi crească, știu eu, aspirațiile, să lupte pentru a deveni mai bun, că până la urmă, de fapt, cred că toți ne dorim asta. Ți se pare că unii reghineni, cum să spun, nu se feresc, dar au totuși așa o doză de nu mă implic, nu mă bag, vorba ardeleanului, mai bine stau deoparte, chiar dacă e vorba de a avea avantaje apropo de el, chiar dacă e vorba de a își prezenta realizările lui sau aspirațiile lui. Nu știu, da. sunt perfect, cel puțin, mă înțeleg ce vreau să spun, da? Se referă chiar și la a găsi invitați pentru o emisiune, indiferent, îmi dau seama la fel la tine într-o revistă, deși e în avantajul lor, adică dacă ai realizări, și, deci la urma urmei nu înțeleg de ce să le ții, e ca și chestia cu talentul. Dacă ești talentat, e greșit în fața lui Dumnezeu să nu îți dai curs acelui talent, să nu dai și celorlalți din el. E păcat, e un păcat, pur și simplu. E pilda din Biblie în care cel care a îngropat talentul, dar nu neapărat a făcut un lucru bun, nu l-a pierdut, dar nici nu, să zicem, nici nu l-a înmulțit. Aici vreau să ajung. Da, e adevărat, sunt două categorii de
persoane, să zic, persoane care înțeleg prea bine fenomenul și nu trebuie să le spui, să le dai prea multe detalii despre latura asta ascunsă, știu eu, a ce înseamnă a-ți promova imaginea sau pur și simplu a ieși în media, indiferent că vorbim de presă, de scrisă, da, sau de televiziune. Și sunt persoane care stau așa undeva în afara, să zicem, arenei, știi, ca spectatori, și știu subiectele, interesant, asta înseamnă că ori citesc, ori se uită la televizor, dar vorba ta, nu mă implic sau pur și simplu e mai bine să nu știe prea multă lume ce fac, știi? Bine, acum nu îi bănuim de rea credință. Da, am văzut că okay, de evaziune, da, fiscală. Da, știi? Dar mai e și acea chestie. E foarte drăguță. Păi eu nu am nevoie de reclamă pentru că toată lumea mă cunoaște. Deci de cine sunt eu interesat? Eu, deci, în discuții, indiferent unde și cu cine, bineînțeles, noi știm despre ce e vorba. Eu lor le dau doar un exemplu. Nu pot să dau numele companiei, dar spun, dar ați auzit de această băutură răcoritoare? Da. Credeți că ei, acolo de unde provine, sau mă rog, au nevoie să credeți că nu cunoaște tot globul acest nume? Și atunci de ce își fac reclamă? Voi chiar credeți că... dar totuși, știi, nu, noi, ai dreptate, unii se gândesc și ulterior, totuși, haide să încercăm, dar ceilalți rămân exact în acea fază, mai bine mai stau, mai văd, mai despre ce e vorba. Apropo de asta, cunosc senzația și sentimentul, și eu de multe ori sunt pus în situația să le explic la unele persoane reversul medaliei, adică exact ceea ce ei, nu știu dacă nu vor să vadă sau uneori poate că chiar nu știu. Deci nu totdeauna credință. Exact, asta am și spus din start, nu e vorba de la credință și nu-i bănuim de așa ceva. În plus, unii sunt atât de preocupați de ceea ce fac, încât nu... Nu țin cu, nu știu ce e, lasă, eu știu să fac asta. Bun, ok, îmi asigură traiul, am succes, realizez bani, bun, gata. Bine, mai este ceva, nu, eu asta nu mă interesează. Și totuși revin ei, poate după două luni sau trei luni, exact. Și te întreabă dacă mai e valabilă oferta. Exact. Bun, și acum dacă vorbim despre latura sensibilă din reginul nostru, e greu să... Nu știu, să aduci subiecte de actualitate, apropo de tinere, pentru că vorbim de femei. E greu, Ele cum sunt? E greu, dar nu imposibil. Și spun asta dând un exemplu care a fost prezentat și la voi într-o emisiune. Cazul, zic acum un caz care îmi vine în minte, ca să fie spontan. Varga Clara, polițista cu celebra colecție de pantofi și cizmulițe, care a depășit-o pe celebra Antonia, acum mă refer la, corect, la acest segment. Ea nu este cântăreasă, este polițistă. Eu zic că a fost un subiect de senzație, care pe unde am fost, chiar la unele secții de poliție, mă întrebau unii angajați ai Ministerului Apărării cum am reușit o polițistă să o conving să accepte să apară într-un asemenea reportaj. Și am zis, de ce nu? Până la urmă, exact cum apare la București o vedetă cu un asemenea subiect, cu aceeași temă, nu văd de ce pe plan local nu am putea să avem și noi vedetele noastre. De fapt, asta și vrem să promovăm. Și într-adevăr promovăm. În reginul nostru, cel puțin, totul este al reginenilor. Bun. Robert, mulțumesc. O scurtă pauză și revenim cu acele stări de sensibilitate ale femeii pe care Robert le cunoaște atât de bine și ni le va împărtăși și nouă. Pauză și revenim. Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei?
Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scul TV, singura emisiune realizată integral de Jenny Reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Dareghin TV vă invită să descoperim împreună oamenii care scriu istorie, caracterele ce modelează prezentul și ideile ce pot schimba viitorul. Sunt Veturia Fechete și te provoc să schimbăm împreună destine la Senso. O emisiune pentru trecut, prezent și viitor. Incursiune în sensibil aici la Reghinul în direct. Vă reamintesc că 0365100116 număr de telefon sau pe adresa de Facebook Dareghin TV, dacă doriți să, eu știu, idei, să întrebări eventual pentru invitatul meu, totul e permis, nu e niciun fel de problemă. Emisiunea este în direct, așa că totul e posibil. Bun. Robert, mie îmi place foarte mult această poate fi chiar și un dicton, după părerea mea. 111 stări ale unei femei în cele 365 de zile ale anului. Ce înțelegi tu prin asta? La ce se referă? De unde ți-a venit? Adică eu mă gândesc, 111, poate or fi 150, poate or fi doar 20. Cum ai ajuns la așa ceva? Sincer, n-am făcut niște calcule matematice în sensul ăsta. Este vorba de abstracționism. E un experiment, să zic așa, trebuie să recunosc, care s-a născut pur și simplu lucrând, făcând fotografii, și la un moment dat am avut o revelație, să spun așa, în care am zis, cred că ar fi interesant să fac un experiment care nu s-a mai făcut până acum. Și atunci am căutat un model și încet am început să lucrăm. Și bineînțeles că rezultatele au început să se vadă în momentul în care începi să te cunoști mai bine. Nu mai există tracul față de fotograf. Mă refer la ideea de parazitările care pot apărea în momentul în care cât de cât nu te cunoști cu persoana cu care lucrezi, da, și intervine, știu eu, anumite alte stări. De nu se înțeleg unul pe celălalt, da? Da, da, exact. Deci, practic, exact. Asta, și nu poate să fie natural în fața obiectivului, la asta mă refer. Adică nu vreau să fie totul glossy și make-up. Bineînțeles că în 365 de zile, ca o femeie, ajungi și la câte un coafor, sunt momente în viață, te duci la o aniversare, te duci la o nuntă, te duci la un majorat, știu eu. Dar, în general, am încercat să surprind niște stări care le poate avea o femeie în cursul unui an și vor fi selectate cele mai, să zicem așa, de impact fotografii artistice, care încă nu știu 100% sigur, vor fi expuse într-o expoziție sau într-un catalog de artă fotografică. Urmează în următoarele luni să mă decid, să văd rezultatul. De asta nici nu am vrut să apară încă prea mult pe ecran, să zic, sau în fața opiniei publice cu acest proiect. Dar nu poți să-l ții pentru că ai prieteni, pentru că discuți cu unul, cu celălalt despre proiectul tău. E o chestie nouă, trebuie să-și curiozitate, da? Inclusiv mie ți-am spus. Deci, da, e natura mea, sunt un curios, da? Bun, dar pentru că e vorba de sensibil, la urma urmei să surprinzi stările, în viziunea ta, mă rog, acele câte sunt, am înțeles, numărul e abstract, dar totuși să surprinzi stările, în primul rând e vorba de tine, eu cel puțin cred, trebuie să ai o fire deosebit de sensibilă, să poți să îți dai seama că
fata, femeia, modelul din fața ta are o anume stare, da? S-ar putea ca în decursul, eu știu, proiectului tău să fie și momente pe care poate n-aș vrea asta, n-aș... Cred că suntem și supărați, suntem și veseli, suntem și furioși, suntem iritați, suntem mulțumiți, exagerăm, câteodată nu dăm importanță, da? Bun, și atunci bănesc că îți trebuie har ca să poți descoperi pe chipul unei femei stările astea. Da, cred că pot să spun, bineînțeles în ghilimele, că poți să treci de la agonie la extaz, în sensul că sunt zile în care ai senzația că ai făcut o ședință și nu ți-a ieșit nimic, sau sunt zile în care ai impresia că ai făcut 500 de fotografii și toate sunt foarte bune. E clar, are legătură cu modelul, cum se simte și cum rezonează cu aparatul de fotografiat, știi? Și într-adevăr au fost zile în care pur și simplu poate am fost dezamăgit și am zis că o să mă opresc. Dar, pe de altă parte, nu sunt genul de om, dacă pornește un proiect, să îl lase baltă din vari motive. Nu, pur și simplu am zis, trebuie să-l finalizez și apoi voi alege tot ce este mai bun din acel proiect. Și am ajuns la un moment dat la o concluzie, știu eu, vizualizând unele fotografii, că te pot duce cu gândul în multe, la multe stări. Există și foarte mult mister acolo și atunci cred că fiecare dintre cei care vor vedea această expoziție sau catalog, indiferent sub ce formă va apărea pe piață, vorba ta cred că va stârni în primul rând curiozitate și celelalte nu știu, o să las la atitudinea publicului, o să văd atunci în momentul când va fi lansarea. Robert, ce importanță are fotografia în viața ta? Am ajuns să cred că are o importanță foarte mare, aproape la fel de mare ca și scrisul, pentru că mi-am dat seama că fac fotografie de la 14 ani și mi-am dat seama că e o a doua natura mea. E genul, eu știu, artiștilor, în muzică se spune de obicei, sau... un poet are o stare, se trezește noaptea, vine inspirație. E vorba și în fotografie de așa ceva? Adică ai relații, ceva, da, revelații care... Să apară, da? Și pe suportul... Să te trezești noaptea sau eu știu, în anumite... Indiferent că vorbim digital sau de, pe hârtie fotografică, dacă putem să spunem așa, pentru că poate să-ți vină ideea de a imortaliza un anumit clișeu. Pur și simplu, dacă te gândești la asta la un moment dat și devine un hobby atât de important care să-ți preocupe gândurile foarte intens. Uite, eu am văzut o chestie care, nu știu, eu am tratat-o drept un subiect, acel om e sensibil. Bine, era vorba și de nebunie, e vorba de risc. Am văzut un tip care, la un moment dat, a primit o fotografie din partea soției lui, nu contează, cred că e australian băiatul, sau american, o fotografie din partea soției lui în care era filmat un val în desfășurare, da? Și pentru el a fost o revelație, exact cum spuneai tu, și a mers în valuri și exact cum surferii aleg acel moment, el intră în ele și a văzut niște fotografii incredibile din interiorul valului, în care și-a riscat de foarte multe ori viața, sunt incredibile. Deci, nu, adică, nu se repetă aproape niciodată nimic. Și el a spus, domnule, asta trebuie să fac. Deci, am simțit în momentul când am văzut acel val. Asta trebuie să fac. E, chestia cu sensibilitatea, unde vreau să ajung? Picătură de apă, deci mergând în detaliu așa, trecând spre chipul femeii, există detalii de genul ăsta în fotografiile tale? Eu doar curios, întreb. Există, da? Nu am crezut că o să dezbatem atât de adânc, de profund, să zic, subiectul ăsta, dar o să fac o mărturisire, să zic așa, în premieră. Bine, e legat de experiența mea ca și fotograf. Când, în momentul în care începi să creezi foarte multe niște lucruri, chiar ți se întâmplă. Și spun asta apropo de ce ai zis tu de sensibilitatea cu valul, exemplu care l-ai dat e un exemplu foarte bun. Și eu la un moment dat am citit faptul că Nikola Tesla a declarat, bineînțeles, în momentul când era în viață,
că aura electromagnetică poate fi fotografiată. Toți l-au considerat atunci nebun și așa mai departe. Și la un moment dat m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Totuși, dacă poate fi fotografiată, de ce nu apare aura în fotografii? Și ce a vrut să spună, de fapt? Și cred că a trecut un an jumătate și am avut șansa să realizez niște fotografii în care să pot surprinde aura unei femei. Nu e neapărat modelul cu care lucrez, o altă femeie, și am început să răsfoiesc prin album și să verific dacă pur și simplu nu a fost pur și simplu hazardul să cadă lumina într-un anumit fel pe ea, și am descoperit atunci, tot așa, de la poza pornind, am descoperit că de fapt în foarte multe fotografii se vede aura ei, dar eu n-am fost atât de atent ca să o văd. Da, deci și nu vedeai practic. Nu. Și acum cred în fenomenul ăsta. Bineînțeles că oricum trebuie să ai și un har să ți se vadă aura. Persoana respectivă cred că are un dar de la Dumnezeu. Nu știu dacă ea e conștientă, pentru că spun sincer, încă nici nu am avut curajul să-i arăt fotografiile, pentru că Nu știu ce reacție va avea. Bun. Deci, mă bucur că te-am surprins și te-am surprins plăcut. Cred că nu te-a deranjat alunecarea pe această pantă. Bun. Acum, pentru că de la 14 ani fotografiez, bun, ca și oricare tânăr normal al generației tale și ca și orice tânăr normal din oricare generație, care au fost și care vor veni, trebuie să te preocupe la un moment dat și sportul. Da? Bun. Absolut. Unde vreau să ajung? Mi-e greu să-i văd pe tinerii din ziua de azi. Unele reprezentante, unii reprezentanțe generațiilor actuale în care acesta este sportul. Da? Generația internet. Da. Da. Bun. E ok. Dar asta e o parte din cele 24 de ore. Ai timp și pentru altceva. De acord. Plus, e bine pentru tine, e bine pentru sănătate, na, bla, bla, bla. E adevărat. Sunt argumente multe. Sunt argumente foarte multe. Și totuși, o latură pe care lumea nu cred că ți-a cunoscut-o, cel puțin eu până de curând nu. Întâmplător am aflat, dar e bine că am aflat și trebuie să te întreb normal, nu? Ce legătură ai tu cu sportul în acest moment? Cu sportul reghinean. Stai puțin. Sportul de masă. Da, sportul de masă, mai ales reghinean. Pentru că e de impact acest sport de masă. Da, să ne înțelegem. Da, e adevărat, și eu cred în... Sunt la sentimentul tău. Cred în ideea că sportul înseamnă mișcare, mișcarea înseamnă viață, viața înseamnă mișcare. Ce legătură am? Ca orice tânăr, și eu am practicat basketul, mi-a plăcut foarte mult handbalul. N-am fost foarte mare prieten cu fotbalul, nu pot să zic că nu am jucat, dar nu l-am iubit așa de mult cât mi-a plăcut, să zicem, basketul sau handbalul. Am mai practicat și puțin culturism și atletism, am chiar participat la câteva cross-uri, bineînțeles, de plăcere. Nu, absolut, dar e un lucru normal. Nu, ca sportiv legitimat al unui club. Și tocmai în ideea asta, pentru că fac mișcare, fac chiar foarte multă mișcare, am aderat și eu la ideea colegilor mei când au înființat Asociația Sportul pentru Toți și cred că e o idee bună. Eu mă implic mai mult pe partea de media, unde încerc să dau mai departe comunicatele care le facem la diferite evenimente, bineînțeles. Deci, practic, să te întrerup puțin doar pentru a înțelege telespectatorii, tu își faci parte din cei 13 membri ai Asociației Sportul pentru Toți, da? Da. Bun. Și am propus și cu această asociație absolut multe proiecte pentru 2014 de sport de masă, ca să scoatem cât mai multe persoane din Reghin la mișcare. Indiferent dacă sunt spectatori sau se implică în diferite... E bine, uite, eu apropo, pentru că vrei, nu vrei, poate o deformație așa puțin chestia asta cu sportul, dar foarte mult prezent. E prezent sportul în
producțiile cinematografice, indiferent subiectele pe care le arată. Dacă ai observat, remarcat, e adevărat. Își tu, copiii de mici joacă un anume sport, nu contează ce sport, da? Ei se duc la ieșiri, se practică ceva. Dacă ies în parc, nu știu, cu cățelul, cu ce se aruncă, se face ceva mișcare. Familiile în momentul în care ies, tot felul de competiții, există tot felul de campionate, ajung să fie campionate mondiale extrem de trăznite. Nu contează, ideea este de bună dispoziție, se merge cu plăcere, e un fel de la iarbă verde. Nu merge la iarbă verde să ascultăm un anume gen de muzică și să consumăm alcool. Consumă și ei alcool și mănâncă, sunt deformați, vorba aceea, da, mulți dintre ei. Da, dar e altă atmosferă, e o adevărată plăcere. E, acum, pentru că ne apropiem de una dintre cele mai bune idei ale asociației voastre, aceasta Galei Sportului Reghinean, cu siguranță va fi un succes, asta nici nu mă gândesc. Noi sperăm dar să fie ideea, cea mai reușită ediție. Da, așa, doar în câteva mănunte, apropo, din punctul tău de vedere, pentru că a fost și Alin și domnul Bonz, e ok, din punctul tău de vedere. E complicat să organizezi o gală din asta, așa? Eu până acum nu am fost implicat în organizarea galelor. De asta te și întreb. Și acum ai dat de... Cum e? Suntem pe ultima sută de metri cu organizarea, detaliile cele mai mici, pentru că totul contează, fiecare minut, mai ales când ești monitorizat. Și nu de mult a avut loc și gala sportului mureșan, acolo au fost niște probleme și tocmai nu vrem să se repete, să da? Se repete și la noi așa ceva, deși nu e cazul. E greu, dar în momentul în care ești organizat și fiecare își cunoaște perimetrul lui de acțiune și zona în care va avea o sarcină, cred că totul va ieși ca la carte și mai ales fiind deja a cincea ediție, eu cred că și reghinenii au început să fie disciplinați și fiind un eveniment televizat în da, direct, de noi, da, cred Reghi TV transmite, e și normal, da. Mi se pare normal și mie, e televiziunea mea de suflet și cred că va ieși foarte bine, pentru că avem și sportivi foarte mulți care anul acesta vor fi premiați, adică care au avut performanțe. Iarăși un lucru cu care trebuie să ne lăudăm. Sunt foarte multe performanțe în 2013 ale deși sportivilor reghine. Deși a fost un ghinion cu 13 în coadă, da. N-a fost o tinichea pentru sport. Exact, exact. Asta e un lucru foarte și bun. Și să știi că asta e, cum să zic, e ceva... E deosebită în ziua de astăzi, da. Deci, ținând cont că ți-am spus, suntem în acea zonă. Și mai ales că vorbim de o paletă largă, nu vorbim doar de un singur sport, adică nu ne referim doar la arte marțiale sau la dans sportiv, unde la dans sportiv chiar este o tradiție și nu de ieri sau de astăzi reghinenii sunt de speriat când merg la competiții, dar uite, și în culturism, și în lupte libere, mai așteptăm și în box să mai vine ceva și în șah. Da, deci chiar e incredibil, suntem, mai ales în șah. Da, da, micuțul Mihnea. Avem da, și pe micuțul Mihnea și pe Anton. Deci chiar avem rezultate. Bun. E ok. Încă o scurtă pauză, după care vom reveni cu încă un subiect incitant, interesant al lui Robert. Topul celor 100 cele mai frumoase femei, dar din ce perioadă? După pauză. Emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas, atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Sumarul Sfotic și aduc în casele reghinenilor zilnic cele mai dragi cântece autentice. Echipa Dareghin TV roagă telespectatorii care au probleme cu recepția postului nostru de televiziune să-și informeze distribuitorul de cablu pentru remedierea situației.
Menționăm că întreruperea în anumite zone a transmisiei Dareg TV sau înlocuirea acestuia cu alt canal nu este realizată de echipa noastră și rugăm abonații care au întâlnit asemenea probleme să le semnaleze la telefonul 0365 100 116. Dareg TV. Pentru tine. Pentru Reghin. Ultima parte a emisiunii noastre, Reghinul în direct aici la Dareghin TV, jurnalistul Robert Matei, incursiune în sensibil și chiar incursiune în sensibil se numește ceea ce vom face noi în minutele următoare, pentru că Robert are un proiect mai vechi, e greu de materializat, în primul rând pentru că e greu de ajuns la această cifră. Avem femei frumoase în orașul nostru, dar topul celor 100 cele mai frumoase reghinence din ultimii 30 de ani implică o muncă cu siguranță enormă. Robert, în primul rând, de unde ți-a venit ideea? Ideea a venit din partea unei tipografii care m-a întrebat dacă este posibil să se realizeze un asemenea proiect, adică dacă aș putea să fac un asemenea proiect, și cred că a fost o provocare și pentru mine. Și am spus da. Acum, bineînțeles că este greu să, dar nu imposibil să realizăm acest clasament, să zicem. Nu pentru că nu am avea femei frumoase și că nu ar fi existat în ultimii 30 de ani. Titanică. Și într-adevăr am fost surprins să îmi dau seama de memoria colectivă a reghinenilor care, cum să spun, au rămas, le-a rămas întipărită pe retină la fiecare niște personaje feminine care pur și simplu la unii poate le-au marcat existența și am rămas surprins să începând aceste sondaje de opinie să văd sau să aud numele câtoror persoane menționate foarte, foarte, foarte des. Adică drept dovadă că mulți reghineni, au admirat o anume persoană, că nu vreau acum să desconspir acest top, pentru că suntem încă la început. Și cred că vor fi surprize, în sensul că multe femei vor fi curioase să afle că au fost votate de un număr de nu știu câți reghineni, pentru că topul se va face pe 2000 de subiecți de sex masculin, pentru a putea fi obiectivi. Da. Robert, înainte de a continua, vreau să, deci, din experiență proprie și probabil și tu și fiecare bărbat în perioada copilăriei, crescând, adolescenței, mă rog, atunci când credem că noi suntem cei care am inventat totul și inventăm, am rămas marcați la un moment dat de, nu știu, o mama unei prietene sau o vecină sau o doamnă sau o domnișoară pe care am văzut-o în oraș sau la strand, la schi, la patinaj, undeva, la școală, o profesoară, da, e ok, la locul de muncă, indiferent care a fost acela, imposibil să nu te lovești, chiar dacă n-ai avut nicio tangență, ci pur și simplu, frumosul e frumos. Da, exact, frumosul e frumos, e și exact. Normal. Da, și mă gândesc că în momentul în care acei subiecti, acei 2000 de bărbați pe care tu vei încerca să-ți creezi acest proiect, și ei își vor aminti. S-ar putea ca să auzi niște nume sau care, cum să-ți spun, îți vor prelungi durata de realizare a acestui top, pentru că probabil oricum, cele deosebite cu siguranță vor fi mult mai mulți care își vor aminti de ele, dar poate vor fi unele, nu știu, au fost femei care aveau o aură mai ciudată, mai deosebită, știi, și parcă intangibile, știi, și alea poate că le-am uitat tocmai pentru că ai lăsat, ce spui, înțelegi? Înțelegi. Ca și bărbat vreau să spun la ce mă gândesc, da? Da, ai dreptate. Eu cred că va fi un fel de tribut adus femeilor frumoase care, cum ai spus tu, la unii le-au marcat copilăria, adolescența, la alții maturitatea. Și cred că va avea valoare mai mare în timp.
Adică poate peste 50 de ani această carte, dacă va fi citită de generația tânără, vor spune, da, uite, Reginu, ce, da, ce femei aveau, sau cum se raporta ideea de frumusețe în urmă cu 50 de ani sau 30 de ani sau 80 de ani. Știi? Uite, ca să și marchez și să și omagez o persoană extrem de deosebită, o doamnă a cântecului, doamna Natalia Gliga, da? Bun. Gândește-te și gândiți-vă, dragi telespectatori, când eram copil, existau niște fotografii cu autograf direct scrise pe ele. Erau alb-negru, erau alte vremuri, nu se dădea autografe în stilul ăsta. E, era atât de frumoasă doamna Natalia în acele fotografii, îmbrăcată chiar și popular și, wow, ce, deci, incredibil, deci, mă gândesc. Și era ceva intangibil. Exact, adică, exact, da, sigur, nu era, mă rog, ca peste tot, deci cine face lucruri deosebite, deci da, era un, da, idol, e să zicem. Clar, exact, și atât de frumoasă putea fi încât copil, și am rămas cu poate undeva pe acasă am și undeva mama colecționa fotografia și măi, cât de frumoasă, deci sigur am avut, cu siguranță, exemple care încă dânsele trăiesc în ziua de astăzi, nu 30 de ani, ci au fost acum 60 de ani, 50 de ani, imposibil de... Noi cred că nu putem să ne gândim câte frumusețe au existat la noi în Reghin, pentru că avem privilegiul de a fi această, eu știu, mai multe români, maghiari, știi tu, interculturalismul acesta, dar avem noroc și lucru pozitiv, e foarte, foarte bine. Stăm bine la acest capitol. Și eu sunt convins că vor fi femei de toate etniile și nu avem nicio problemă cu la absolut, capitolul ăsta. Absolut. Și chiar cred că vor fi surprize, pentru că de fapt asta este opinia reghinenilor. Tocmai asta vreau să reiasă. Unii mi-au spus, știi, dar am crezut că ne arăți niște fotografii. Păi nu, eu degeaba ți-arăt ție niște fotografii ce-mi place mie, că atunci tu o să alegi ce vreau eu să exact. Aleg. Nu, asta nu. E, nu asta e ideea. Ideea e altfel. Eu vreau să facem prima dată topul și după aceea, conform calculelor matematice, primele 100 de femei care vor acumula cel mai mare punctaj, le vom căuta, vor fi fotografiate, intervieveate și va apărea o poveste cu fiecare în particular. Fiecare poveste avea... Exact. Și atunci... Cartea va fi o carte realizată pe bune, fără nici cel mai mic. Da, da, am înțeles. Deci o carte pe bune, da, într-adevăr. Acum, e ok, dar mai vreau să revin la, știi, ne tot rotim în jurul subiectului, totuși, la Reghinul nostru, pentru că există de un an de zile. Cam ce proiecte? În ce direcție vezi mergând acum, numărul următor, ce îți propui pentru, ce vă propuneți practic pentru perioada următoare? Pentru 2014, hai să o luăm, pentru că suntem, da, la început de an. Suntem la un început de an și exact cum am spus și mai înainte, nu vrem neapărat să reinventăm brandurile, dar vrem să le aducem în actualitate și chiar pentru numărul din luna ianuarie vom prezenta o parte dintre cei mai importanți producători locali. Poate nu o să reușim să-i cuprindem toți în numărul din ianuarie, vor apărea și o altă parte în februarie, pentru că sunt oameni cu care și firme și societăți cu care ne putem mândri. Și spun asta pentru că la ediția jubiliară a topului oamenilor de afaceri pe 2012 am rămas surprins să constat că în topul firmelor care sunt pe locul întâi de 5 ani consecutiv, cred că sunt 50 de firme aproximativ, dintre care cel puțin 15 sunt din Reghin. Ceea ce înseamnă că chiar nu stăm rău la capitolul ăsta. Bun, și fete frumoase în viitorul număr? Da, vor fi, fețe vor frumoase, fi și fețe zice, frumoase. Fețe frumoase, da. Și... dar totuși n-aș vrea să divulg chiar totul. Înțeles, da. Bun, era și normal. Pentru că atunci cei care se uită la emisiunea ta nu o să mai citească revista. Nu, pentru că într-adevăr arată bine și o citești cu interes, datele e ok, deci în momentul în care ești curios și
te-ai dus pe pagine așa până la capăt. De obicei nu e doar un subiect din reino, să fie clar. Deci nu e vorba de laudă, de periat, de nimic. Deci în momentul când o deschizi, nu poți doar un subiect. Stai să vedeți. Ce mai este? Ce mai este? Și ai observat. Uite mă, că am ajuns la ultima pagină. Da? Deci cam așa se derulează lucrurile. Bun. Robert, eu ce pot să îți doresc decât să cele trei proiecte mari ale tale, Reginul nostru, cele 111 stări, da, ale femeii și cele 100, topul cele mai frumoase 100 de reginențe din ultimii 30 de ani, să reușești să le concretizezi, știi, la un moment dat. Știu că e muncă foarte multă, cel cu stările și cu fotografiile, e clar, cu femeile frumoase. La Reginul nostru e o activitate care trebuie să, vorba aceea, material și trebuie să meargă. E și normal, lumea e curioasă și viața merge înainte într-un ritm în care țineți pasul cu Reginul nostru. Îți mulțumesc. Și mulțumesc pentru invitație și aș vrea și eu pe final, dacă se poate... Te rog, chiar te rog, da, sigur. Data de 18 ianuarie la ora 4 să invit cât mai mulți reghineni la cea de-a 5-a ediție a sportului reghinean, să ne bucurăm cu toți de campionii noștri și, de ce nu, să servim la final un par de șampanie. Da, pentru că trebuie să ne mândrim cu valorile reghinului, cele care le avem și care, iată, în această gala sportului reghinean, subscriu întru totul părerii lui Robert. Vă rog, vă invit cu dragă inimă, deși e televizat de Dan Reghin, totuși merită să mergeți, să fiți acolo în sală, să vedeți ce oameni minunați, ce copii, ce fete deosebite, ce sportivi deosebiți avem aici în orașul nostru. Robert, mulțumesc încă o dată, iar înainte de a ne despărți, trebuie să le anunț reghinenilor, e în premieră și cu siguranță în Reghin nu s-a mai realizat așa ceva. De luni, 13 ianuarie, această emisiune, Reginul în direct, va fi difuzată în direct, în același timp, atât pe Darighin TV, cât și pe Radio Galaxia pe 96,3 FM. Așadar, de luni, Reginul în direct va fi atât pe TV, cât și pe radio, pe 96,3 FM. Pentru cei care doresc, e un lucru nou. Mă bucur că se întâmplă la emisiunea Reginul în direct și că voi fi protagonist în bună parte, dar invitații care vor veni, cu siguranță vor fi încântați de acest lucru. Și da. E chiar un lucru în premieră. Cred că puține orașe din România au reușit să ajungă la acest nivel, să transmită emisiunile și radiofonic pe calea undelor. E incredibil, vă felicit și eu. Da, mulțumim și, într-adevăr, cei care sunt aici, cei care lucrăm, care suntem un grup de oameni cu totul și cu totul deosebit. Vreau să-mi felicit colegii cu această cale. Iarăși, indiferent cine ce spune, da, domnule, sunt niște oameni minunați și să știți, muncesc din greu pentru a realiza așa ceva, doar să te gândești cât de greu poate fi. Dar nu contează. Ideea este de a oferi telespectatorului și ascultătorului din zona noastră programe de calitate și la îndemâna tuturor. Robert, mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația, dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și de luni, nu uitați, Reginul în direct și pe 96,3 FM, Radio Galaxia, deci la radio, TV și radio. Până la o nouă întâlnire, numai bine! Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust!
visul fiecărui copil. Jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, pătuțuri pentru copii, balansoare, triciclete. Tot ce-ți dorești pentru copilul tău găsești